Dragii mei, bună ziua! Alexandru Pleșa mă numesc, mă bucur că vă pot vedea sau încă nu vă pot vedea, dar vă simt că vă uitați la mine. Din online cumva trecem pe 6 TV și aici o să avem mai multe posibilități, mai multe șanse să dezvoltăm mai multe subiecte, pentru că în online este impactul este mai mic. Pe televiziune, după cum bine știți, este mai mare și mă bucur că am șansa să dezvolt împreună cu voi anumite subiecte care v-ar face vouă viața să fie mai frumoasă, mai eficientă, mai împlinitoare. Așadar, la 6 TV o să fie mult mai multe subiecte decât o să vă prezint. Astăzi o să începem cu limbajul, cu ceea ce folosim noi în mod de comunicare la fel de des ca și ochii. Și anume, limbajul pe care noi îl avem, dacă poate fi, fie că ești doctor, fie că ești vânzător, fie că ești lider, fie că ești om de afaceri, fie că ești terapeut sau fie că ești un simplu om care vrea să-și dezvolte partea de comunicare care are cumva eficiență. Pe lângă ochi, după cum bine știți, există partea de emoții, există partea de limbaj care ne ajută pe noi să fim, să transmitem, să dăm direcția intenției noastre. Da? Așadar, ce o să învățăm este cum obținem ceea ce vrem printr-un limbaj clar, eficient. Și o să începem cu ceea ce face, de fapt, limbajul. Da? Limbajul cere un anumit comportament, o anumită atitudine ca să primim ce anume, ca să primim un răspuns, da? Ca să primim o reacție de la celălalt. Da? Oamenii foarte des ni se întâmplă să-i observăm când zâmbesc. Atunci când ei zâmbesc, răspunsul lor este unul pozitiv pentru noi. Când ei nu zâmbesc, față de ceea ce le spunem noi, este un limbaj care probabil nu-l folosim în mod corect. Ceea ce vreau să menționez înainte să începem prezentarea este că zilnic noi folosim cea mai mare parte a timpului comunicarea pe care am învățat-o de când eram mititei, de când eram mici, de la 3-4 ani când am început să vorbim cursiv până în clipa de față. Iar limbajul sau cuvintele pe care le folosim într-un limbaj se dezvoltă, dar nu foarte mult de-a lungul vieții, pentru că noi nu ne dăm cumva silința să acoperim o arie mai mare de cuvinte. Da? Ceea ce înseamnă că în clipa în care copiii încep să citească, ei cumva își imaginează și învață și cuvintele noi. Procesul imaginației se duce în emoții, iar cuvintele noi se duce în comunicare. Important este să știți că înainte să învățăm să vorbim, noi începem să vedem și începem să ne imaginăm și după aia limbajul articulat devine modul nostru cel mai eficient de comunicare și ce e lesne de înțeles este că cu el devenim ceea ce ne dorim, da? Și după cum de altfel toată lumea știe, bănuiesc că este ceea ce gândim, aia devenim. Așadar, o să încercăm să updatăm, să upgradăm, să mărim cumva eficiența cu niște cuvinte noi în limbajul nostru, pentru că el este principalul mod de comunicare pe lângă ochi al unui om, al ființei noastre, da? După cum bine știți, oamenii percep realitatea cel mai mult prin văz și după aia prin simțuri și după aia prin atingeri. Însă realitatea noastră poate fi mai deschisă, poate fi mai împlinită dacă învățăm să ne dăm nouă un sistem sau un nou limbaj asupra la ceea ce vedem și asupra la ceea ce observăm în jurul nostru. Limbajul, dacă vreți, este modul nostru în care noi ne facem viața mai frumoasă, dar nu neapărat prin cuvintele simple pe care le spunem, cât uneori și când încercăm să fim mai convingători, să fim mai emoționali, să fim mai deschiși, tot avem nevoie de niște cuvinte ca să exprimăm ceea ce simțim, ceea ce trăim în noi, pentru că altfel înainte oamenii nu se puteau prea nu puteau să deschidă un limbaj prea eficient, pentru că înainte nu era limbajul articulat. Oamenii foloseau semnele sau foloseau anumite consoane sau vocale fără să poată articula. Ceea ce este interesant este că în Evul Mediu, din câte am citit, n-am fost acolo, dar așa am auzit că a fost înainte de limbajul articulat, se folosea ca mod de transmitere a informațiilor telepatia. Și atunci oamenii aveau probabil un nivel în care înțelegeau sau se înțelegeau între triburi într-un anumit fel. Acum, din păcate, de când limbajul a devenit
direct. Oamenii s-au strâns în aceste super sau mega triburi în care stăm noi în orașe, metropole, încât să putem comunica eficient. Însă nu ne învață la școală cum ar trebui să folosim anumite cuvinte, în ce context, în ce măsură, în așa fel încât să ne exprimăm relația cu celălalt într-un mod eficient. Da? Noi suntem obișnuiți să o facem simplu, să o facem așa cum am fost învățați, prin rutină, prin obișnuință și prin aceste cuvinte care nu vin cu nimic nou în viața noastră. Ceea ce învățăm la școală, ceea ce învățăm la universitate și după aia în job, este un limbaj standard sau stas pe care oamenii îl folosesc. Dacă vrem să facem ca limbajul nostru să crească, avem nevoie să învățăm nu cuvinte noi, ci modul în care le punem într-o propoziție, le punem în contextul în care noi vorbim. Da? Noi de-a lungul vieții, de când ne trezim dimineața până când ne culcăm seara, vorbim prima oară cu noi în interior, avem un dialog interior și după aia exprimăm prin cuvinte ceea ce vrem să transmitem celorlalți. Și de obicei acest limbaj este cam același în fiecare zi, cu excepția anumitor contexte în care noi avem situații noi de viață și trebuie să ne adaptăm. Așa cum spunea și Charles Darwin, că nu cel mai inteligent va supraviețui, ci cel mai adaptabil. Așadar, vreau să ne adaptăm astăzi la un limbaj nou, la niște cuvinte. O să numesc aici că aceste cuvinte, cred că cel mai ușor spuse, sunt cuvinte puternice. L-am pus pe acolo. Bun. Aceste cuvinte puternice o să fie divulgate astăzi de către... Nu de către mine, că nu l-am inventat, doar vi le aduc vouă la cunoștință, ca și un mod de a deveni un doctor mai bun, un terapeut mai bun, un lider mai bun, un om de afaceri, un simplu om care vrea să-și dezvolte limbajul în orice mediu, stai afla sau s-ar afla acesta. Așadar, scopul este să-l faci pe celălalt să spună da. Pentru că noi toată viața avem dialog cu ceilalți cu un scop, adică foarte rar ne folosim doar de dragul de a vorbi comunicare. Așadar, scopul nostru este cum îl fac pe cel de lângă mine să spună da sau să fie pe latura pe care aș vrea eu să-l duc. Chiar dacă nu putem numi asta manipulare sau influență, ci o putem numi convingere. Și dacă avem foarte multă încredere în noi că suntem niște persoane morale și suntem, sau niște persoane cu etică, cu demnitate noi, cu onoare noi, atunci putem să dăm frâul limbajului, să dăm libertate limbajului în așa fel încât să folosim cuvinte puternice în orice context al vieții, indiferent de meseria pe care o avem, indiferent de modul în care noi interacționăm, cu ce interacționăm, doar să luăm de la viață ceea ce vrem și să putem să obținem ceea ce vrem într-un mod mai ușor, pentru că foarte mulți terapeuți, foarte mulți oameni care sunt în partea de vindecare, în partea de terapie, folosesc un limbaj special. Acest limbaj special vine de la oamenii care cumva vor să-i ajute pe ceilalți și presupun că știi că aici la echipa 6TV și la cei care realizează foarte multe emisiuni aici sunt oameni speciali care ajută pe ceilalți să înțeleagă sau să observe sau să facă ceva mai bine în viața lor sau să repare ceva în viața lor. Ceea ce este important, cum putem noi să detaliem ceea ce înseamnă o discuție de succes în viața, o discuție care are eficiență în viața noastră, pentru că iarăși, noi vorbim din clipa în care putem să articulăm de la 2-3 ani până la slavă Domnului 100, sper să prindeți. Noi observăm sau putem să numim o discuție ca fiind de succes prin ceea ce primește sau prin ceea ce primim de la celălalt. Adică, cu alte cuvinte, să observăm reacția pe care celălalt o are. Da? Dacă eu aș vorbi cu un om de la un ghișeu, să spun într-un mod foarte civilizat, educat, aș primi o reacție de la el. Poate un zâmbet, poate ar face hârtiile mai repede, birocrația mai repede, sau poate ar fi eficient. Da? Dacă aș pune un pic de emoție și aș zâmbi și eu și aș spune poate niște cuvinte puternice pe care o să le învățăm noi astăzi, atunci
poate reacția lui o să fie și mai puternică și o să facă poate hârtia mai repede, poate o să se simtă și el bine că eu sunt acolo și o să avem un schimb de informații, o experiență plăcută de un minut, două, în care să ne facem amândoi treaba până la urmă. Pot fi foarte multe metafore sau exemple în care noi dezvoltăm comunicarea în fiecare mediu, de la clipa în care mergi la magazin sau la piață să cumperi roșii și ai, să spun, două doamne care vând aici, o doamnă care vinde roșii, aici o doamnă care vinde același roșii, același preț. De obicei, te vei duce la cea cu care tu relaționezi la nivel emoțional, la cum te observi în comunicare cu acea persoană și mai puțin la roșiile pe care doamna le vinde. Vei observa că atunci când faci, nu știu, diferite tranzacții cu bani sau diferite, sau vrei să cumperi diferite bunuri, contează foarte mult cum se prezintă omul care vinde. Și atunci acel om îți transmite ție printr-un limbaj de multe ori non-verbal că ești în siguranță, că poți să cumperi, că uite, avem un produs bun pentru tine. Da? Ce o să facem noi astăzi este să atingem anumite cuvinte care noi putem să vindem mai departe, da? Fie că sunt terapeut, repet, doctor, om de afaceri, lider, vânzător, trainer, poate, orice vreau eu să vând mai departe, o stare, o emoție, o trăire, o împlinire, un produs, un serviciu, o asigurare, o mașină, o casă, pot să fac ca ceea ce vând celuilalt să fie așa, să se întâmple, să fie eficient. Și asta, acesta este scopul acestor cuvinte puternice. Ca să învățăm un pic cam care ar fi maniera în care am putea să discutăm, aceste cuvinte nu sunt obligatorii, sunt doar pentru cei care au nevoie de o comoară. Da? Au nevoie de această comoară să orienteze discuția în așa fel încât să nu se lungească prea mult, să devină plictisitoare, ci ok, bun, ce părere ai despre asta, cum putem să o rezolvăm, uite, asta e latura mea, asta e latura ta, ne punem de acord, facem tranzacția, facem negocierea, facem vindecarea, rezolvăm situația și atunci toată lumea este sănătoasă și fericită. Într-o conversație de business, hai să numesc asta, sau într-o conversație de terapie, dacă toți suntem la televiziunea sufletului nostru, într-o conversație de terapie, dacă folosim cuvintele acestea pe care o să le învățăm într-un limbaj mai încet, atunci de obicei rezultatele vin mai bine. Da? Într-o conversație de... În aceeași conversație presupune terapie, dacă folosim un limbaj un pic mai direct, e posibil să dăm niște stări acelui om și acesta să răspundă într-un fel. Dacă, în schimb, vorbim foarte repede și vrem să transmitem informația foarte, foarte eficient la el ca să știe, să aibă cunoașterea, să aibă înțelegerea sau informația la ceea ce vreau să-i spun, atunci e posibil să-l ating, dar nu prea mult. Da? Cu alte cuvinte, avem nevoie să ne reglăm și glasul sau un pic vocea, în așa fel încât să-i dăm o stare omului care ne ascultă. Da? O comunicare eficientă am putea să o numim ca fiind cea care știm să combinăm vocea. Aș putea să scriu aici ca să fie, să rămână scrisă, da? Deci asta ar însemna vocea, ritmul și cuvintele. Da? Asta este din ceea ce se aude, adică ceea ce exprimăm în mod verbal și ceea ce dăm cu gurița afară. Limbajul non-verbal este cu tot o altă poveste, este un limbaj care de multe ori exprimă mult mai mult decât acestea, dar asta o să fie într-o emisiune viitoare când putem să detaliem în linii mari, să explicăm anumite gesturi, mișcări pe care omul le face, uneori incontrolabil, alteori controlabil, în așa fel încât să-și atingă scopul. Da? Vocea, ritmul și cuvintele sunt, să zic, cele trei instrumente prin care noi vorbim eficient, da? Suntem eficienți în viață. Noi le folosim fie că este o situație de urgență, sunăm la 112, fie că vorbesc aici cu dumneavoastră, fie că vorbesc la piață să-mi cumpăr roșii sau fie că vreau să-mi iau nu știu ce lucru. În clipa în care sunt terapeut sau în clipa în care sunt om de afaceri, doctor, trainer, repet, în orice meserie se aplică într-o oarecare măsură, pe un anumit nivel aceste lucruri, da? Oamenii care nu au o pregătire între ale comunicării vor folosi aceste lucruri ca fiind normale, ca fiind de rutină obișnuințe
și nu își vor da foarte mult interesul să le cultive mai mult, da? Să le înrădăcineze mai mult în ei, încât să le folosească într-un mod eficient în viața lor. Așadar, oamenii care învață despre ele și acum aveți ocazia astăzi să învățați câteva lucruri despre ele, sunt oameni care vor să-și dezvolte partea de eficiență în ceea ce sunt ei în viața lor, da? Repet, nu are importanță jobul. Deci nu vă gândiți că dacă sunt vânzător la magazin sau sunt trainer sau vreau să fiu speaker internațional de nu știu ce talie, tot am nevoie de aceste lucruri, da? Pentru că de multe ori contează mai mult modul în care vorbești și mai puțin în unele cazuri ceea ce vorbești, pentru că modul în care o faci dă o stare, dă o senzație, dă o emoție acolo, da? Așadar, acestea trei sunt, aceștia, să zic, sunt piloni, sunt instrumentele unui pod care face legătura între tine și cealaltă persoană. Iar acest pod este bazat din aceste trei elemente, da? Aceste trei elemente trebuie combinate și când spun trebuie, da, e un sfat, este o sugestie să le combini, să le dai drumul acolo când vorbești cu oameni. Fie că e un coleg, fie că e mama, fie că e sora, fie că e iubitul sau cei de la job, de la muncă, dă-le drumul, da? Fii eficient cu ele și zilnic, exersează, pentru că noi ce facem acum este o pură teorie. O să observ că azi este partea de teorie, iar după aia, după ce tu închizi canalul, vei începe vrând nevrând poate să practici, da? Acolo începe de fapt experiența. Ceea ce vă rog foarte mult este că, pentru că este astăzi prima emisiune, vă rog să nu credeți tot ceea ce vă spun, da? Vă rog să fie clară chestia asta. Nu credeți și nu luați ca atare ceea ce vă spun. Vă rog frumos, faceți-o, demonstrați-o, probați-o pe pielea voastră, da? Cercetați voi înșivă, pentru că așa informația va ajunge prin pielea dumneavoastră în interior și va putea fi folosită după aia către exterior într-un mod eficient. Pentru că, cum sunt și foarte mulți oameni care vă povestesc lucruri sau știu foarte multă cunoaștere, aceștia au un nivel de cunoaștere foarte mare, însă faptul că eu nu pot proba ceva, de exemplu, nu știu, cum a fost acum 400 de ani într-un război sau cum s-au întâmplat niște evenimente, niște situații în lume. N-am fost acolo, nu știu, nu pot proba pe mine însumi. Da? Ce pot face eu pe mine însumi este să dezvolt ceea ce am acum în mine, în ADN, în celulă, în minte și în inimă, în așa fel încât să fac ceva cu viața mea. Da? Asta e scopul în care tu acum privești, eu acum sunt aici. Iar aceste lucruri sunt, să zic, niște lucruri de bază pe care le folosești sau le vei practica în fiecare zi. Te rog frumos să adaugă ca element sau să zic ca cireașa de pe tort, chintesența unei discuții, privirea. Da? În clipa în care o faci, dă voie privirii tale să fie prezentă cu omul acolo. În clipa în care cumperi și la băbuța aia simpatică de la magazin, dă voie ca privirea să cuprindă vocea, ritmul și cuvintele tale, pentru că îți va da cele mai bune roșii din lume. Adică o să observi tu chestia asta. În clipa în care te duci și ai o negociere, ai, să zic, o colaborare care valorează 100.000 de euro sau nu știu câți bani, ai o negociere care știi că va fi foarte importantă, vine un colaborator din străinătate și ai nevoie să îți folosești într-o anumită manieră acești trei piloni plus chintesența, adică privirea, pentru că aia dă încredere. Aia dă încredere dacă ești integru, dacă ești moral, dacă ceea ce spui că vei face, vei și face și dacă într-adevăr afacerea va putea susține ceea ce dorești. Omul are nevoie de acești piloni ca fiind zilnic antrenați. Ei nu pot fi doar ca teorie, doar ceea ce învățăm noi astăzi să fie teoreticizat. Să fie doar o simplă teorie, da? Nu vreau să fie partea de, ok, știu, poate voi aplica, poate voi mai învăța, poate mai deschid încă o carte sau poate mai uit încă o dată la emisiune. Nu vreau asta. Vreau în pași mici, cu pași de copil, așa, în genunchi, să încep, să vezi dacă există o experiență nouă în viața ta, o reacție nouă în viața ta a celuilalt care te ascultă, în clipa în care vei folosi aceste lucruri de azi eficient, da? Astăzi, pentru că este ziua cuvintelor, o să ne folosim în special la acestea și ele vor fi cele care o să începem, așa zisa, experiență convingătoare a vieții, da? Bun, aici am un pachet de cărți, nu sunt cărți de joc, dar sunt niște cărți care au acest, care cuprind aceste cuvinte, da? Sunt cărți care sunt împărțite în 9 categorii, da? O să încep cu prima categorie,
este categoria presupunerilor. Da? Adică eu presupun ceva că tu știi ceva. Eu zic, eu presupun că tu ai copil acasă, eu presupun că tu azi ți-ai cumpărat roșii sau eu presupun că tu ai atâția bani. Presupuneri. Doar că într-un limbaj în care nu știm lucrurile sigur, avem nevoie să învățăm să relaționăm cu omul într-un anumit fel încât să-l cunoaștem mai mult sau să-l facem să se deschidă mai mult. Dar e foarte important acest aspect, cum faci omul să se deschidă în clipa în care el nu vrea. Da? Foarte des se întâmplă asta la terapeuți, la oamenii care sunt alături de noi și nu se deschid la fel de mult cum poate o facem sau la fel de mult cum ne dorim să fie ei. Așadar, aceste cuvinte, vi le mai arăt încă o dată aici, aceste cuvinte sunt, ele deschid subconștientul. Da? Adică ele deschid emoția, deschid senzația și deschid, dacă vrei, împlinirea sau fericirea ta. Așadar, dragă privitor, astăzi aceste cuvinte vor fi cele care îți pot deschide o anumită parte a vieții tale, doar dacă le experimentezi. Azi o să-ți dau o parte, pentru că nu am suficient timp să-ți dau mai multe. Va fi făcut un curs în viitor sau o emisiune detaliată, poate despre fiecare categorie în parte, în care putem să le dezvoltăm, pentru că aceste cuvinte, într-adevăr, pot schimba vieți. Da? Foarte bine știți ce este conștientul, subconștientul și cum funcționează acestea. Da? Conștientul este partea în care noi avem gândirea critică, gândirea logică, subconștientul este partea în care noi avem stocată informația în interior, luăm decizii, dăm emoții și avem o viață sau ne facem viața din subconștient, din ceea ce înmagazinăm, din clipa în care suntem mititei până când creștem, tot ce simțim, gustăm, auzim, vedem, gândim, observăm, totul este stocat în subconștient și subconștientul ne arată nouă zilnic, zi de zi, viața. Da? Acum o să luăm o scurtă pauză și după ce revenim o să începem să arătăm cuvintele la... să le arătăm dumneavoastră și să învățăm lucruri noi astăzi. Revenim imediat! Am revenit. Așadar, îi dăm drumul la cuvinte pentru că acestea ne interesează astăzi. Da? Spuneam că există presupunerile sau cuvintele care introduc ideile în subconștientul omului fără să menționez că o fac. Da? Altfel spus, vreau să transmit cuiva ceva și nu îi spun direct să facă chestia asta, da? Ci îi spun că uite, am această posibilitate să o fac altfel, de fapt nu o spun, o gândesc pe asta, dar am această posibilitate să transmit o idee fără să eu zic să o facă direct. Da? O să vă enumăr câteva exemple care îmi vin acum la discuție, da? Mai devreme sau mai târziu, da? O să o numesc așa, hai să o iau, deci presupunere. Presupunerile asta fac. Mai devreme sau mai târziu, tu te vei uita la această emisiune. Poți să continui chiar acum să te uiți până la finalul emisiunii. Poți începe să practici ceea ce învățăm astăzi după emisiune. Mă întreb dacă ai realizat cât de importante pot fi cuvintele pentru tine. Și sunt mai multe astfel de exemple. Mergem mai departe către cuvintele pseudologice. O să scriu una cu roșu și una cu albastru pentru că cred că se pot memora mai ușor. Pseudologice. Da, asta dau un pic de logică situației. Și ele vorbesc direct cu subconștientul. Da? Asta fac cuvintele pseudologice, activează anumite stări, senzații, emoții, trăiri din subconștient, de ceea ce noi am înmagazinat de la copilărie și până în clipa în care tu vezi această emisiune. Pseudologica asta face și aceste cuvinte dau un boost, da? Duc subconștientul să ia o decizie. Așadar, cu cât mai mult privești această emisiune, cu atât mai mult vei înțelege importanța cuvintelor.
cu cât pentru că privești sau ești un telespectator fidel al 6TV, atunci poți să înveți foarte multe lucruri despre tine și despre cei din jurul tău. Poți ajunge până la punctul în care orice afacere din viața ta să fie realizabilă. Dacă mergi la piață să cumperi roșii, poți să zâmbești doamnelor care vând roșii. Așadar, cuvintele pseudologice ați observat că deschid mai mult starea în care cineva sau dumneavoastră ați perceput ceea ce am spus eu, pentru că anumită parte a creierașului dumneavoastră a avut anumite culori care s-au aprins dacă l-aș pune la calculator să fie scanat, da? Și atunci aceste culori indică niște răspunsuri de multe ori emoționale sau de multe ori niște decizii care se pot lua în clipa în care se aud aceste cuvinte. Partea bună este că emisiunea o puteți vedea, revedea, o aveți și online și o puteți derula de fiecare dată când aveți nevoie să recitiți sau să reascultați cuvintele, pentru că ele, o dată ce intră în vocabularul dumneavoastră, ele pot fi exersate zilnic, fie că vorbești cu pisica, cu oamenii, cu cei de pe stradă, cu șeful tău sau cu cei de la sau cu oamenii din relațiile tale, da? Bun. Al treilea rând este cuvintele care sunt de negație, da? Hai să le numesc așa. Da. Negație. Cuvintele care sunt de negație, ele ajută foarte mult pentru că înlătură masca pe care noi o purtăm. Da? După cum bine știți, există era o doamnă mare canadiană care a povestit despre cele 5 măști pe care le poartă oamenii, dânsa a devenit cumva cu cartea aceasta, a devenit lider mondial în terapie acum vreo 10-12 ani când a scris-o. Și aceste 5 măști pe care oamenii le poartă sunt ele vin din copilărie. Nu știu acum să vi le spun pe de rost, era ceva cu abandonarea, cu ruptura față de părinți, cu... Erau mai multe măști pe care oamenii le poartă în diferite contexte din viață când nu vor să arate cine sunt de fapt. Da? Și atunci oamenii purtând aceste măști nu sunt ei cine sunt de fapt în interior. Cumva o mască, știți foarte bine ce face, ascunde ceea ce este omul înăuntru. Da? Și doamna canadian, care nu mi-aduc aminte numele dânsei, a expus foarte clar cele 5 măști ca fiind universal valabile. Oamenii poartă 2 sau 3 dintre ele și măștile sunt modul nostru de apărare către mediul înconjurător. Măștile sunt folosite ca noi să ne protejăm, să fim în siguranță, să fim mai sinceri, credem noi cu noi înșine, deși nu suntem, și să vrem să nu fim deranjați prea mult. Și purtăm o mască, sunt așa sau mă comport așa sau am această idee, atenție, propoziție cu mine, care parcă nu este a mea, dar simt că nu mi-aparține mie și că o spun doar de dragul de a o spune sau doar ca să mă aflu în treabă, probabil. Aceste cuvinte de negație, pe care o să vi le spun acum, înlătură, da? Dau la o parte măștile umane. Ceea ce o să descopere probabil la oameni, o să fie cine sunt ei de fapt. Da? Cine este omul, cine este el cu adevărat. Și fac o mică paranteză acum, este remarca care o să vă repet și o să vă spun cât timp o să ne vedem pe mediul online și la televizor, că omule, tot ce ești, ești o schimbare. Asta este clar, repet, tot ce ești tu, acum că vezi, privești, poate mănânci floricele, poate te uiți la televizor, că te dragul sau la calculator, tot ce ești tu, ești o schimbare. Și asta ține-o minte, caută să experimentezi schimbările zi de zi, pentru că ele te fac să ajungi unde vrei, unde poți de fapt să ajungi la superlativul tău, care o fi acela, tu știi. Acest cuvinte de negație, spuneam că înlătură masca, înlătură partea care nu este de fapt a noastră, da? Ele s-ar putea traduce cam așa. Nu e nevoie să privești această emisiune decât atunci când ești convins că vrei o schimbare. Ca să ne luăm de schimbări, da? Nu e necesar să privești până la capăt emisiunea doar dacă simți să o faci.
nu ar trebui să mergi să stai de vorbă cu șeful tău decât dacă trebuie să transmiți ceva important care poate ajuta firma. Nu știu dacă poți să privești emisiunea până la capăt și să practici de mâine încolo ceea ce înveți astăzi aici. Nu ar trebui sau nu e nevoie să fii conștient de tot ceea ce spun eu aici. Lasă informația să te ajute și poți repeta oricând vrei sau poți practica oricând vrei aceste cuvinte. Da? Tot ceea ce spun, cred că vă dați seama care sunt cuvintele puternice din aceste propoziții. Da? Nu e nevoie să fii conștient de ceea ce spun aici, nu e nevoie să fii pe deplin atent. Doar caută să înțelegi ceea ce facem încât aceste cuvinte să fie după aia practica vocabularului tău. Bun. Al patrulea set de cuvinte sunt cuvinte de nevoi. Da? Acestea sunt niște cuvinte destul de importante pentru că ele activează motivația din subconștientul nostru. Da? Astea fac cuvintele de nevoi, cuvintele în care noi exprimăm celuilalt nevoia de a își expune el nevoile nouă. Da? Adică să fie deschis cu noi și atunci activând motivația din subconștientul său, ceea ce e foarte greu de făcut. Adică dumneavoastră ați observat, cunoașteți foarte mulți oameni în jur care le este greu să fie ceea ce sunt, cine sunt ei de fapt. Da? Aceste cuvinte, activând motivația din subconștient, îl fac pe om să fie ok, e fain, e bine, hai să o facem, da? Let's do it. Pentru că atunci omul devine, de fapt, are ca și cum o rotiță care a început să învârtă în clipa în care aude un cuvânt, ok, hai să o facem, da? Hai că așa este, asta este adevărat, simte ceva în el ca fiind parte din el, da? Și cuvintele de nevoie activează acea înmagazinare, acea stocare pe care o avem noi în interior. Ar trebui să descoperi pentru tine cât de importante sunt cuvintele, ritmul și vocea. Ai putea să aduci aminte că atunci când ai început să vorbești foarte fluent, ai început să înveți cuvinte noi. Am nevoie să-ți spun că tot ceea ce înveți astăzi aici este ceva ce îți poate folosi în orice mediu de viață. Eu vreau ca tu să repeți anumite cuvinte zilnic. Eu știu că tu vrei să aplici în orice mediu din viață ceea ce înveți astăzi. Tu, dragă telespectator, trebuie să aplici dacă vrei să faci ceva util cu viața ta. Mai departe, trecem la cuvintele de imaginație. Asta, imaginație. Cuvintele de imaginație sunt cuvintele care strecurăm, da? Strecurăm mesaje în subconștientul omului, adică îl facem să își dea seama, ok, mi-a venit o idee când ai spus asta sau, bun, am acum o creație, o inovație și pentru că adică am declanșat eu ceva lui, el are o idee bună, da? Cumva am strecurat mesaje în subconștientul lui fără ca acesta să știe, ceea ce, să fim serioși, e o artă, da? Ce învățăm noi astăzi aici, aceste cuvinte, repetându-le, practicându-le, învățându-le, e o artă de a-ți folosi vocabularul, fie că mergi, vorbești cu oricine, du-te în China și caută să vorbești cu oamenii doar prin emoții. Da? Eu am făcut-o de curând. E greu pentru că acei oameni sunt puțin emoționali, cum sunt, să zic, europeni. Da? Noi europeni suntem, avem sângele mai fierbinte, în special la tine, dar, nu știu, chinezi, unde am mai întâlnit popoare care sunt mai puțin emoționale, nu prea ai cum să transmiți cuvinte de imaginație prea mult, pentru că ei nu putem strecura în ei mesaje de mesaj care se activează subconștient și atunci le putem folosi în special cu oamenii care sunt, să zic, mai deschiși, mai emoționali, mai, sau vor să fie mai direct, da? Bun, cuvintele de imaginație sunt așa.
Ce ar fi dacă mi-ai aduce acel pahar cu apă? Da, nu pot spune de mine pahar cu apă. Pot să fac și așa, dacă e, cine, dacă e ceva formal sau că ceva, nu știu, un simplu caz am spus. Sau ce ar fi dacă dumneavoastră ați considera să învățați aceste cuvinte? Cum ar fi dacă ați repeta în mod constant acest nou vocabular învățat astăzi? Imaginați-vă că putem să dezvoltăm acest vocabular și împreună cu ritmul și împreună cu vocea ca să dezvoltăm comunicarea perfectă. Să presupunem că există cuvinte care vă vor ajuta să obțineți tot ce vreți dumneavoastră în viață. Mai departe, avem cuvintele de legătură, pentru că o să întoarcem pauza ca să puteți vedea și dumneavoastră. Deci, cuvintele de legătură. Acestea, cumva, ele ajută sugestiile noastre să se realizeze. Da? Adică, dacă aș spune unui copil că, uite, ai putea să joci acolo, e un cuvânt de legătură să-l ajut în ceea ce eu îi sugerez lui să facă, să meargă să se joace într-un loc care i-ar putea plăcea. Atunci, folosim cuvinte de legătură care îi dau o mai ușoară direcție omului să facă ceva, chiar dacă el nu vrea. Da? Dacă știm că suntem o persoană, repet, morală, integră și cu un spirit zdravăn, cu un suflet zdravăn și cu o etică de succes, cu așa cum pretindem să fim, noi toți cei de aici, vom folosi cuvintele de legătură ca să ajutăm pe ceilalți să le facem un bine. Chiar dacă ei nu vor, da? Putem să îi ajutăm fie în a se descoperi ei pe ei înșiși sau fie în a inventa poate ceva, ei poate a dezvolta, poate a ajuta să dezvolte ceva, da? Există foarte multe variante în care vom putea folosi cuvintele de legătură ca mod de a scoate ceva mai bun din celălalt. Bun. De fiecare dată când vei privi o emisiune de la 6 TV, vei afla lucruri noi. Este un lucru foarte bun că tu acum te uiți, că acum asculți vocea mea și că acum înveți ce înseamnă cuvintele de legătură. Atunci când tu mesteci, poți fi atent la senzația pe care o ai. Atunci, tu când privești un munte, simți că ai energie mai multă. Deci, am făcut legătura între propoziții în așa fel încât să intensific, să ajut ceea ce spun să fie parte din dumneavoastră mai intens. Și cred că ați simțit lucrul ăsta. Bun. Mai departe sunt cuvintele de conștientizare. Z de la Zoro și E de la Eduard. Bun, deci cuvintele de conștientizare, ele adaugă atenție la ceea ce spun. Da? Nu neapărat, adică îmi pot folosi tonul, vocea sau îmi pot folosi alte mecanisme non-verbale în așa fel încât să privesc și să fiu atent la ceea ce dumneavoastră observați, însă îmi pot folosi aceste cuvinte de conștientizare care pot fi folosite în orice mediu din viață, în așa fel încât să îl fac pe om să fie atent la ceea ce eu spun. Și atunci omul va percepe, va pricepe și poate va înțelege mai ușor, mai exact ceea ce îi zic și să și aplice. Da? Repet, scopul acestor cuvinte este să-l fac pe om să spună da. Asta facem aici, asta învățăm astăzi, cum îi facem pe ceilalți să spună da în orice context al vieții ne aflăm noi. Exemple, aș sta până mâine dimineață să vă spun aici mai multe, însă vreau să faci chestia asta, da? Vreau să testați, experimentați, să cercetați, nu credeți ceea ce vă spun, testați dacă în viața voastră ceilalți pot spune da mai des pe lângă dumneavoastră. Da? Deci cuvintele de conștientizare pot fi de această natură.
probabil te întrebi cât de important este ceea ce facem. Adu-ți aminte de aceste cuvinte de astăzi. Puneți atenția cât și pe glasul, cât și pe vocea mea, cât și pe aceste cuvinte pe care le înveți astăzi. Observă faptul că atunci când șeful tău intră pe ușă, îl poți saluta mai prietenos. Ai experimentat vreodată o situație în care ai râs de-a bușilea? Realizează că oamenii de lângă tine sunt oameni buni. Mergem mai departe către cuvintele de accelerare, da? Cuvintele de accelerare. Accelerare. Bun. Cuvintele de accelerare sunt cuvinte care grăbește decizia. Grăbește subconștientul de fapt să ia o decizie. Da, asta face. Cuvinte care o să le spun imediat sunt cuvinte care dau rapiditate situației. Și atunci subconștientul, dacă le aude, bun, se întâmplă, buf, s-a realizat situația și ne mișcăm mai repede, da? Instant, ce înveți astăzi vei aplica. Imediat, aceste cuvinte pot face parte din viața ta. Acum, când asculți glasul și auzi cuvintele, poți începe să le practici. Deodată, tot ceea ce observi pe mine, glasul, vocea, cuvintele, sau televizorul sau calculatorul, face parte din viața ta, aplică ceea ce înveți astăzi. Mai departe, nu mai avem foarte mult timp, o să mergem pe cuvintele care construiesc, da? Constructorii. Este penultimul set de cuvinte pe care le avem astăzi pentru voi. Deci cuvintele care construiesc, ele cumva creează potențiale răspunsuri, da? Adică îi spun omului ceva și în clipa în care el aude, e posibil să-mi răspundă repede, clar, eficient, direct. Da? Aceste cuvinte deschid anumite răspunsuri să se întâmple într-un mod pozitiv, da? Activează subconștientul în mod pozitiv și creează aceste potențiale răspunsuri. Da? Eventual, ce înveți astăzi te poate ajuta și peste 50 de ani. Curând, emisiunea se va termina, dar tu ai învățat ceva important astăzi. Încă nu practica zilnic, practică în fiecare oră. Într-un moment, sau în câteva momente, vei începe să înțelegi, să practici viața cu alt vocabular. Începe să faci din viața ta sau să transformi viața ta prin comunicare eficientă. Așadar, acestea au fost câteva dintre cuvinte. Ultima categorie sunt, să zic, cuvintele care calmează un limbaj. Da? Atunci când ne certăm, când suntem stresați, furioși, avem probleme cu cineva, există cuvinte care calmează o situație, da? Ca să nu trăim, că nu ne place să trăim în stres, în griji, în probleme, și vrem să trăim bine, vrem să trăim într-un mod optimist. De ce nu? Pentru că suntem oameni frumoși și steți și capabili, da? Și vreau să aducem cuvintele astea ca fiind un potențial nou în viața noastră, da? Deci, aceste cuvinte de calmare, am să numesc așa, da? Calmarea. Limbajului. Iar calmarea limbajului, slavă Domnului, tot sunt situații în care avem nevoie de ele. Da? Când o să ajungem să fim puri, perfect iubitori și conștienți de noi, e posibil să nu fie nevoie de ele, pentru că nu o să fie situații prea, prea dificile în viață. Acum, în viața noastră, de aici avem nevoie să ne domolim, să oprim un pic când avem o situație deranjantă. Așa că
Vă invit să înțelegeți că calmarea limbajului, cred că dacă nu zilnic, poate săptămânal se întâmplă, să avem nevoie de niște cuvinte care să oprească un pic situația negativă în care ne aflăm probabil, da? Bun. Ele ajută și la, sau cumva îmbracă sugestiile pe care noi le spunem, da? Adică noi dăm o sugestie unui om, uite, e ok așa, poți face așa, dar cumva învăluim, îmbrăcăm această sugestie pentru el să fie mai ușoară, da? Adică îi dăm o senzație, ok, bun, putem să facem așa, putem să fim un pic liniștiți, discutăm un pic mai direct după sau mai prietenește. Bun. Începem cuvintele, o să fie un pic mai mult aici, că aici e nevoie, fără să vrem, să folosim mai multe, da? Dă voie situației să se calmeze. Ai putea să înțelegi că nu-i capătul lumii acum, ne oprim. Probabil, emisiunea se va termina curând. Nu sunt sigur că ai înțeles chiar tot astăzi, dar sper să practici toate cuvintele. Gradual, tot ceea ce înveți astăzi să-ți fie de folos. Dragii mei, ne auzim, ne vedem curând. Sper să vă fie utile lucrurile astea. alexandrupleșa.ro, antrenorulminții.ro sunt site-urile unde putem dezvolta tot ceea ce învățăm astăzi aici. Facem lucruri bune. Vă rog frumos, repet, omul, tu, de fapt, ești o schimbare, acceptă chestia asta, schimbă ceva în fiecare zi. Și, după cum bine știi, transformă-te tu și vei spune la revedere la toate problemele tale. Mi-a părut bine, sper să fii bine, să zâmbești mult și să știi că ești o schimbare.